Autoritățile locale din Târgu Jiu vor începe dezinsecția în parcurile și spațiile verzi din municipiu. Acțiunile vor fi executate în trei etape, una manuală și două aeriene. Primele substanțe împotriva înmulțirii insectelor vor fi aplicate începând cu data de 17 mai la ora 4:30. Acțiunea are ca scop reducerea densității insectelor la nivelul municipiului și se desfășoară respectând normele sanitare. Substanțele folosite la dezinsecție nu sunt dăunătoare oamenilor și animalelor și vor fi aplicate atât în spațiile verzi cât și în apropierea gardurilor vii. Săptămâna viitoare, la nivelul municipiului Târgu Jiu, va începe acțiunea de dezinsecție a spațiilor verzi. Pot să vă spun că în data de 17 mai anul curent, între orele 4 și 7, se va realiza prima etapă a acestei acțiuni. Este vorba de tratamentul contra căpușelor și țânțarilor, efectuat prin pulverizare aeriană. În atenție este întreg orașul, în special zonele cu vegetație abundentă și cele de o parte și de alta a râului Jiu. Acțiunea are ca scop reducerea densității insectelor și se va desfășura respectând normele sanitare, substanțele folosite pentru dezinsecție fiind avizate de Ministerul Sănătății. În ultima perioadă, tot mai mulți gurgeni au ajuns victime ale căpușelor. Numai puțin de 19 persoane s-au prezentat de urgență la spitalul din Târgu Jiu după ce au fost mușcate de aceste insecte. Până în prezent, de la data de 1 ianuarie până astăzi, avem un număr de 19 persoane care au fost mușcate de căpușă și o parte din acestea au venit cu căpușele extrase, dar din păcate n-au fost extrase corespunzător, au venit cu resturi și angajații noștri de la unitatea de primiri urgențe făcând toaleta totală a plăgilor, după care au fost direcționați conform protocolului la secția de boli infecțioase. Nu, toți pacienții care s-au prezentat cu căpușe au avut o evoluție pozitivă și nu au avut niciun fel de problemă. Potrivit specialiștilor, căpușele sunt purtătoare ale unor boli care pot fi transmise prin mușcătură și pot cauza o varietate de simptome, ce debutează de obicei în primele săptămâni de la incident, printre care puncte roșii în jurul mușcăturii, amețeală, dureri de cap, senzație de slăbiciune, durere de mușchi sau articulații și febră. În timp pot apărea complicații care pot duce chiar și la decesul celor care au fost mușcați, așa că specialiștii recomandă prezența imediată la medic.